Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Alunecare de teren într-o comună din Vâlcea. O casă s-a prăbușit. Fostul ministru al agriculturii prezent astăzi la Târgu Jiu. Fotbalul resuscitat la Motru. Tot mai mulți gorjeni continuă să urce băuți la volan. Azi noapte, polițiștii au prins 3 șoferi conducând sub influența alcoolului. În primul caz este vorba despre un bărbat de 37 de ani din Târgu Jiu. Acesta avea o alcoolemie de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În noaptea de 23 spre 24 iunie anul curent, polițiști din cadrul serviciului rutier au identificat în trafic un bărbat de 37 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Traian din municipiu, având o concentrație de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital, unde a refuzat recoltarea de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Tot în aceeași noapte, pe raza municipiului Motru, a fost depistat la volan un tânăr de 33 de ani care avea o alcoolemie de 0,63 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiști din cadrul poliției municipiului Motru au depistat în trafic un bărbat de 33 de ani din municipiul Motru, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului, având o concentrație de 0,63 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, iar în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Un alt șofer ce a picat în plasa oamenilor legii este un bărbat de 43 de ani din municipiul Târgu Jiu. Polițiști din cadrul serviciului rutier au depistat în cursul zilei de ieri un bărbat de 43 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 672B Frătești, având o concentrație de 0,81 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, iar în cauză s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. De amintit faptul că, potrivit legislației rutiere din România, șoferilor nu li se permite să consume niciun gram de alcool. O casă din comuna Vâlceană Roșiile s-a prăbușit, iar alte 3 sunt în pericol după ce în zonă s-a produs o alunecare de teren. Pompierii și polițiștii au evacuat localnicii, dar și animalele și bunurile. Alunecarea de teren a avut loc aseară în satul Cherasti. În pericol au fost 4 gospodării, dintre care 3 locuite și una nelocuită. În cele 3 gospodării se aflau 4 persoane care au fost evacuate de către autorități, acestea fiind în afara oricărui pericol. Totodată au fost evacuate 10 animale și 48 de păsări. La fața locului au intervenit numeroase forțe și mijloace. Alunecarea de teren se întinde pe o distanță de aproape 1,5 km și are un front la bază de aproximativ 500 de metri. Mai multe percheziții au avut loc în această dimineață la persoane bănuite de deținere ilegală de arme de foc. Dosarele penale în care s-au desfășurat verificările au fost constituite ca urmare a cooperării internaționale. Polițiștii Direcției Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară în județele Giurgiu, Teleorman, Bistrița, Năsăud, Dol și Mureș. Activitățile desfășurate vizează administrarea probatorilor în dosare penale instrumentate, constituite și ca urmare a activităților de cooperare internațională cu autorități de aplicare a legii din alte state membre UE, precum și scoaterea din circuitul civil a unor arme supuse autorizării, deținute fără drept. După efectuarea perchizițiilor, în funcție de evoluția cercetărilor, persoanele vizate vor fi duse la audier pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptelor. Inspectorii de muncă gorjeni au depistat 2 angajatori care prestau activitate cu 3 persoane fără contracte individuale în formă scrisă. Au fost aplicate 2 sancțiuni în cuantum de 60.000 de lei.
În primul caz este vorba despre o firmă din comuna Săcelu. Angajatorul cu domeniu de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor a fost sancționat de către inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Muncă Nedeclarată cu amendă în valoare de 40.000 de lei. În cel de-al doilea caz este vorba despre un angajator din domeniul construcțiilor cu sediul în orașul Rovinar care folosea în activitate o persoană care nu avea încheiat în prealabil contract individual de muncă. Patronul a fost sancționat cu amendă în valoare de 20.000 de lei. În total, în decurs de o săptămână, inspectorii din cadrul ITM Gorj au efectuat 52 de controle. În urma deficiențelor constatate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproximativ 190.000 de lei. Totodată au fost dispuse 177 de măsuri de remediere a deficiențelor. Complexul energetic Oltenia continuă lucrările de modernizare la grupul energetic numărul 5 de la termocentrala de la Rovinarii. Va fi nevoie de echipamente pentru monitorizarea și controlul instalațiilor aferente blocului energetic numărul 5. Pe lângă echipamente, va fi nevoie de asistență tehnică din partea firmei care va obține contractul. Vor fi realizate probe funcționale, teste, punere în funcțiune, precum și instruirea personalului. Valoarea contractului este de peste 1,35 de milioane de lei. Grupul energetic 5 ar fi trebuit să fie deja modernizat. Fostul ministru al agriculturii Petre Daia s-a aflat astăzi la Târgu Jiu. Daia a fost prezent în conferința de presă organizată la sediul PSD din municipiu. Fostul ministru a vorbit despre dificultățile din agricultură. Dacă până în trecut vremea era cea care crea probleme în acest domeniu, de această dată, potrivit lui Daia, lucrurile nu decurg bine din cauza deciziilor actualei guvernări. Mai exact, fostul ministru se referă la Planul Național de Redresare și Reziliență, în care nu a fost inclus niciun obiectiv pentru agricultură, respectiv pentru zona de irigații. Este o situație dificilă în agricultură, nu datorită vremii. De bine de rău, în acest an, precipitațiile în anumite zone ale țării și într-o parte importantă a țării au refăcut deficitul de umiditate. Un lucru foarte bun, natura a fost prietenoasă cu fermierii, dar în același timp a creat și o serie întreagă de probleme acolo unde, din nefericire, deciziile celor care diriguie țara nu au fost în consonanță cu nevoile intrinseci ale celor care se află în zonele respective și mai ales nu a fost în cadența cuvenită pentru punerea în aplicare a programelor stabilite de Parlamentul României. Lucrările hidroameliorative sunt de neimaginat să se întrerupă. Este inadmisibil să întrerupe o lucrare hidroameliorativă pentru că ea se depreciază, pierzi banii pe care i-a alocat până atunci, consider că nu au vrut nici să susțină la Uniunea Europeană, pentru că este inadmisibil să crezi și să înțelegi că pactul european, pactul de Europa Verde, se poate concepe cu o Românie uscată. România ar urma să primească prin PNRR un total de 29,2 miliarde de euro, din care circa 14 miliarde sub formă de granturi și aproximativ 14,93 miliarde sub formă de împrumuturi. Se fac pregătirile pentru reabilitarea termoenergetică a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. A fost găsit deja și un constructor. În acest sens este nevoie de un diriginte de șantier pentru proiectul Reabilitarea Energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația strada Tudor Vladimirescu. Este deja stabilit constructorul pentru proiectul respectiv. E disponibilă și finanțarea în valoare de peste 20 de milioane de lei. Pentru serviciile de dirigenție de șantier este alocată suma de 145.000 de lei. Reabilitarea energetică a unității medicale va reduce costurile cu agentul termic. De asemenea, fațada clădirii va fi complet reabilitată. Căminul cultural din Câlnic va fi modernizat. Vor fi lucrări pentru reabilitarea imobilului care găzduiește periodic manifestări culturale dedicate localității. Au fost accesate fonduri din Programul Național de Dezvoltare Rurală. În cadrul programului respectiv există un capitol prin care erau susținute astfel de investiții. Bugetul pentru lucrări este de peste 852.000 de lei. Vor fi achiziționate și echipamente precum și mobilier. Licitația pentru stabilirea constructorului este stabilită pentru data de 12 iulie.
Activitatea centrului de vaccinare drive-thru din municipiul Slatina a fost suspendată pe perioada caniculei. Meteorologii au emis pentru zilele de 24 și 25 iunie un cod portocaliu de temperaturi extrem de ridicate, care pot ajunge până la 40 de grade. Dat fiind disconfortul termic accentuat, Comitetul pentru Situații de Urgență a luat această decizie. Astfel, cel puțin două zile, centrul de vaccinare tip drive-thru din Slatina va rămâne închis. Cetățenii care doresc în această perioadă să se imunizeze se pot deplasa la unul dintre cele trei centre de vaccinare de la Colegiul Național Agricol Carol I din municipiul Slatina, a transmis Prefectura Olt. Centrul de vaccinare de tip drive-thru funcționează din data de 14 mai. Până în acest moment, în centru s-au imunizat peste 2700 de persoane. După mai bine de 10 ani, un spital din județul Vâlcea se va redeschide. Este vorba despre Spitalul Orășenesc Bălcești. A fost lansată procedura de achiziție a proiectării și execuției lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea clădirii. Unitatea medicală a fost deschisă în anul 1890, fiind printre primele spitale rurale din România. Iar în 2011, un ordin al Ministerului Sănătății a închis spitalul din Bălcești, chiar dacă era singura unitate spitalicească pe o rază de zeci de kilometri și deservea peste 50.000 de oameni din mai multe localități. În același an, clădirea a primit destinația de cămin de bătrâni, iar în 2017 a fost desființat și căminul de bătrâni. Salvarea a venit în anul 2019, când Consiliul Județean Vâlcea a încheiat un parteneriat cu Primăria Bălcești. Scopul implementării investiției, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Orășenesc Bălcești. Și tot atunci au fost alocați și banii necesari realizării documentațiilor tehnice. Un an mai târziu a fost adoptată o hotărâre de guvern în baza căreia Spitalul Bălcești se poate reînființa, urmând să funcționeze în subordinea CJ Vâlcea. Acum se așteaptă după licitația derulată de CNI și, evident, după constructor. La final, spitalul reînființat din orașul Bălcești ar urma să aibă patru mari specialități: medicină internă, chirurgie generală, pediatrie și obstetrică ginecologie, plus secție de anestezie și terapie intensivă, laborator de analize medicale și radiologie și imagistică medicală. Minerul Motru va reveni în competiții. Secția de fotbal a clubului prinde contur. La stadionul municipal din localitate au loc preselecții pentru a definitiva un lot cu care formația gorjeană să se înscrie în fotbalul județean. Aproape 50 de amatori ai sportului rege au fost prezenți la primele probe. Fotbaliștii din localitate cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani au jucat un meci demonstrativ. Sâmbătă va urma al doilea joc, unde vor participa și alți tineri care nu au putut să ajungă la prima întâlnire. Primarul Cosmin Morega a declarat că secția de fotbal va avea și echipă de juniori. Am promis și am zis că până în luna iulie vom avea echipă de fotbal, asta voi și face. Este adevărat că în Liga a 4-a, cu tineri din zona Motru, oameni fără să emită anumite pretenții, oameni care vin să joace din dorința de a face sport și de a avea o echipă la Motru. Și ăsta este un lucru bun. Cum a spus dumneavoastră, sper eu ca în toamnă sau când se va da drumul la competiție, să avem totul format. Lotul întreg, seniori și juniori. Vom dori și o echipă de juniori și una de seniori, de mari. Și ăsta este un lucru bun. V-am spus, au fost oameni și copii care au venit cu sufletul alături de noi. Voi căuta varianta și forma de a asigura partea financiară din cadrul primăriei. Avem și două persoane juridice care au venit asociate la club cu 1%. Sper să găsim în continuare și sponsori care să sprijine financiar. Clubul mai are secții de lupte, box sau tenis, iar tinerii din Motru sunt constant pe podiumurile competițiilor la care iau parte. Avem copii care fac performanță, trebuie sprijiniți și înțeleși, a mai declarat primarul. Cosmin Morega spune că motrenii și-au exprimat mereu dorința ca fotbalul să revină în municipiu. Echipa de fotbal nu este numai o dorință mea, este a tuturor cetățenilor, să aibă unde să meargă sâmbătă și duminica, să poată să meargă în deplasare alături de acești fotbaliști din zona Motru și cred eu că vom reuși și vom avea și rezultate bune. Morega a admis că ar vrea ca echipa să promoveze în câțiva ani în eșalonul 3, dar strategia clubului va fi stabilită în funcție de resursele financiare. Secția de fotbal fusese desființată în 2016. Universitatea Craiova l-a legitimat miercuri seară pe fundașul francez Antoine Cont. Jucătorul de bandă dreaptă poate evolua și în centrul defensivei și a fost format la Paris Saint-Germain.
Antoine are 27 de ani și este un internațional francez care a evoluat pentru toate echipele de tineret și juniori, începând de la Under 17 până la Under 21. Are peste 50 de meciuri în Liga 1. A mai jucat la Reims și Beitar Ierusalim. Ultimul meci pentru echipa din Israel, pentru care a bifat aproape 100 de prezențe, a avut loc în iarna acestui an. Fotbalistul este cotat la 800.000 de euro. Numele său este legat și de controverse. A plecat de la Beitar după un scandal de rasism a cărui victimă a fost. Pe 8 decembrie 2016, fotbalistul a bătut un student de 19 ani cu o bută de baseball. Pe 16 iunie 2021, Antoine Conte a scăpat de închisoare cu executare, primind 5 ani cu suspendare. Din primele informații, fotbalistul ar fi semnat pe 3 ani cu echipa din Bănie. Ieri Craiova a anunțat și transferul lui Valeri Căgăman. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!